Mii de pietoni care au traversat prin locuri nepermise au fost sancționați în doar 3 zile de către poliția rutieră într-o acțiune de amploare desfășurată la nivel național. În județul Giurgiu, 36 de polițiști de la rutieră au stat zi și noapte pe drumurile publice pentru a-i depista pe cei care încalcă legea și nu au stat degeaba. Astfel, în intervalul 9-11 august s-au aplicat 320 sancțiuni, cele mai multe vizând șoferi care nu au acordat prioritate la trecerile de pietoni. Sunt însă și 52 de giurgiuveni care au ales să traverseze strada prin loc necorespunzător și care au fost surprinși de polițiști și amendați. Polițiștii giurgiuveni au reținut și 12 permise de conducere șoferilor care nu au oprit în dreptul trecerilor de pietoni, riscând să producă evenimente rutiere grave.